Imediat după incident, Charlie Oatley și un membru al echipei de filmare au depus plângere, iar polițiștii au dat repede de urma celor suspectați că i-au furat echipamentul cunoscutului realizator TV. Este vorba despre 3 minori, 2 băieți și o fată. Copiii au fost prinși aseară în Timișoara, însă nu mai aveau obiectele pe care sunt acuzați că le-au furat. Ce ați furat? Nimic. Sunt copiii dumneavoastră? Da. Ce au făcut cu drona? În urma investigațiilor efectuate, polițiștii au reușit identificarea și depistarea în zona pieței 700 din Timișoara a 3 minori cu vârste cuprinse între 10 și 14 ani, care ar fi bănuiți de sustragerea unei drone. Reprezentanții Consiliului Județean Timiș, pentru care lucra echipa lui Charlie Oatley, au declarat că îl vor ajuta pe realizatorul TV să-și continue activitatea. Noi o să-i punem la dispoziție până își achiziționează noi echipamentele pe care le avem noi la Consiliul Județean, pentru a duce munca mai departe. În ciuda experienței neplăcute, Charlie Oatley spune că nu are resentimente și apreciază la fel de mult Timișoara și pe timișoareni. This is an isolated event and I'm just frustrated because normally we're telling good news about Romania. Timișoara is a fantastic city. It's vibrant, it's got lots of young people, it's got a wonderful art scene, it's got opera houses, theatres, brilliant cafes and restaurants. We're in the wrong place at the wrong time. Incidentul s-a petrecut duminică noapte în Parcul Botanic din centrul Timișoarei, unde jurnalistul britanic și echipa sa au filmat peste zi câteva cadre pentru un clip de promovare turistică destinat Consiliului Județean Timiș. În timp ce realizatorul britanic se odihnea pe o bancă, hoții au furat echipamente esențiale, printre care o dronă și mai multe accesorii fotografice. Charlie Oatley a primit crucea Casei Regale din România, iar documentarul Wild Carpathia a fost premiat la România Insider Awards, fiind considerat cea mai bună campanie de promovare a României peste hotare. Filmele sale despre Transilvania și Delta Dunării au fost difuzate de BBC World și de numeroase televiziuni naționale.